Corpul cuantic, o abordare revoluționară a sănătății și a longevității, dr. Deepak Chopra. Extindeți conștientizarea, șapte descoperiri cuantice. Promisiunea unei mari descoperiri. Acest capitol îți propune să te ajute să ai experiența unei descoperiri revoluționare și a unui moment de revelație. O descoperire are mai mult decât orice altceva capacitatea de a crea schimbarea. Dintr-o dată vezi ceva ce nu ai mai văzut niciodată. Contrariul unei descoperiri este inerția, rutina, obișnuința. Rutina este confortabilă. Ne trăim 90% din viață urmând tipare stabilite și obișnuințe inconștiente, cu prea puține devieri. Dar un astfel de trai are un defect fatal. Dacă vei continua să faci mereu același lucru, vei obține același rezultat. Rutina și obiceiurile fac ca descoperirile să fie imposibile. Viața de zi cu zi te împiedică să știi cu certitudine totală cine ești și de ce ești aici. În schimb, toată lumea, la un moment dat sau altul, trece prin momente de nesiguranță, îndoială, confuzie și conflict interior. Pentru a depăși asta, ai de ales între două lucruri. Poți construi un set de obiceiuri, rutine și convingeri care întăresc povestea pe care ai ales să o trăiești. Fără să știi de ce există povestea ta, te agați de ea. Motivația din spatele acestor povești este să facă egoul să se simtă real, astfel încât să poată merge înainte fără a se simți mereu singur. Cealaltă alegere este să cauți experiențele revelatoare, care duc la extinderea conștientizării. Nu doar una, ci mai multe. Fiecare dintre ele te aduce mai aproape de sursa ta cuantică, permițându-ți să spui din ce în ce mai convingător: Știu cine sunt. Cu alte cuvinte, percepe o schimbare a identității care nu poate avea loc dintr-o dată. Este un proces evolutiv. Sau cum zice Rishi, acestea nu sunt cunoștințele pe care le înveți, acestea sunt cunoștințele în care te transformi. Două sunt forțele ce se luptă pentru a-ți căpăta atenția, deși probabil că nu ești conștient de ele. Una este forța inerției, cealaltă este forța evoluției. Inerția încearcă să păstreze totul la fel, evoluția încearcă să exploreze noul și necunoscutul. Poți lăsa aceste forțe să se desfășoare fără să intervii, dar rezultatul nu va fi sub controlul tău. Evoluția este o alegere creativă. Poți păși în interiorul noului oricând vrei, însă procesul trebuie să se desfășoare natural. Nu există doi oameni care să evolueze pe aceeași cale. Este posibil să evoluezi fără teamă de necunoscut. Riscul nu este necesar sau folositor. În schimb, când te conectezi cu realitatea cuantică, ea te ghidează din interior. Frumusețea unei descoperiri constă în faptul că apare în momentul potrivit, de parcă mecanismele unei încurcături s-au aliniat dintr-o dată. Ca să se întâmple asta, ceva undeva trebuie să știe cine ești și să prevadă ce este mai bine pentru tine. Mintea ta rațională nu are aceste cunoștințe, este preocupată de povestea ta, de consolidarea ei. Nici mintea ta subconștientă nu poate avea aceste cunoștințe, deoarece conține temeri, suprimate, traume, vechi și ani de condiționări. Singurul nivel în care știi cine ești cu adevărat este acolo unde sunt create toate experiențele. Ți-ai dat deja seama că acest nivel al existenței este corpul cauzal sau corpul cuantic. Unul este un vechi termen vedic, iar celălalt este un termen științific modern. Dar ele sunt echivalente: corp cauzal, corp cuantic. Odată ce te conectezi la corpul tău cuantic, te conectezi la adevărata realitate. Aici toate lucrurile sunt posibile. Acum trebuie să faci din această promisiune o realitate trăită. Iată cum funcționează acest capitol. Acest capitol va funcționa numai dacă ești dispus să evoluezi. Prin urmare, este foarte important să ai în vedere ce nu este evoluția. Nu este aceeași cu povestea pe care o trăiești acum. Nu este ceva ce obții pe cale rațională. Nu este ceva dureros sau înspăimântător, și nu este un proces de dezvoltare personală. Ultimul punct s-ar putea să ne pună pe gânduri. Majoritatea oamenilor nu caută să evolueze. Preferă să-și îmbunătățească povestea, lucru care, în mod sigur, este de dorit. Povestea însă are două laturi una pozitivă și una negativă. Cine nu ar vrea să amplifice latura pozitivă? Dar chiar și cea mai bună poveste din lume, una care nu conține absolut nimic, nimic negativ, este din perspectivă cuantică doar o îmbunătățire a iluziei. Dezvoltarea personală are loc la nivelul egoului. S-ar putea ca la suprafață să-ți schimbe viața mai bine, dar nu te va ajuta să înțelegi cine ești cu adevărat. Perspectiva evoluției face ca ego-ul să devină agitat. Îți este teamă că sentimentul de siguranță clădit cu atâta grijă este amenințat, dar ego tău nu poate construi decât o singură, o siguranță falsă. Un proverb vedic spune Scutură toate iluziile, iar ceea ce rămâne este realitatea. Departe de a fi un pericol, evoluția trece pragul către beatitudine, iubire, compasiune, adevăr, frumos și creativitate. Odată început acest parcurs, îți poți trăi toată viața de partea cealaltă a pragului. Realitatea cuantică este atemporală. Prin urmare evoluția nu se termină niciodată. Ea creează un arc ascendent până acolo unde poți spune, așa cum au spus Rișii, cel ce privește prin ochii tăi este Dumnezeu. Privește orice și îl vei înțelege pe Dumnezeu. 1. Realitatea este experiență. Cele mai revoluționare idei pot apărea foarte simplu. Și foarte simple. Realitatea este experiență. La început, această idee pare evidentă. Lumina este reală pentru că poți să vezi, ceea ce este o experiență. Sunetul este real pentru că poți să auzi, este o altă experiență. Dar cele două afirmații conțin implicit și un revers. Lumina nu este reală dacă nu o poți, nu poți să o vezi, iar sunetul nu este real dacă nu poți să auzi. Aplic asta la toate simțurile și vei obține un rezultat stupefiant. Nimic nu este real dincolo de experiență. Dacă această afirmație este adevărată, atunci lumea se întoarce cu susul în jos. Suntem condiționați să credem că realitatea este independentă de experiență. Știința declară că elementele cosmosului sunt fizice, de la particulele subatomice și până la cea mai îndepărtată galaxie de la, de milia, de la miliarde de ani lumină depărtare. Nu vei găsi nimic altceva decât lucruri mici și mari, considerate indiscutabil adevărate. Dacă pui la oaltă cele mai simple lucruri, începi să obții lucruri mai mari. Coarcii formează în cele din urmă galaxii. ARN-ul duce în cele din urmă la ADN-ul uman. Pare absurd că acest punct de vedere ne-ar putea induce în eroare. Poți vedea efectul de logică doar atunci când mergi la cauza tuturor lucrurilor, nu la materia primă a tuturor lucrurilor. Materia primă a unei viori constă în lemn, lipici și metal. Dar cauza unei viori, singura rațiune a existenței ei, este muzica. Fără experiența muzicii, o vioară ar putea fi la fel de bine un opritor de ușă. La fel, toată realitatea se justifică doar prin ceea, ce se, prin ceea ce percepem. Percepem muzica, deși nu avem nici cea mai mică idee cum să construim o vioară. Percepem cum e să fim în viață fără să avem specializarea în chimie, de exemplu. Specialiștii ar putea spune că nu e nevoie să percep gravitația sau viteza luminii. Gravitația și viteza luminii există de 13,8 miliarde de ani. Dar dacă inversezi logica, îți dai seama că nimic legat de gravitație sau de viteza luminii nu are sens decât atunci când afectează o ființă umană. Gravitația te afectează când cazi sau când dai drumul unei monede din vârful Empire State Building. Oricum nu poți face asta, se aruncă atât de multe monede de la Empire State Building încât platforma pentru public a fost amenajată în așa fel încât o monedă aruncată să aterizeze pe un planșeu, nu direct pe trotuar. Din fericire, chiar și fără această măsură de siguranță, o monedă aruncată de pe vârful Empire State Building nu te poate răni. Felul în care gravitația este asociată cu căderea o face să pară o forță care atrage obiectele spre pământ. Dar gravitația nu este o forță. După cum Einstein a arătat în teoria generală a relativității, gravitația este de fapt curbarea spațiului-timp. Este numită forța de gravitație, da, doar convențional exact așa cum spunem răsărit și apus, deși soarele nu se mișcă deloc pe cer. Când explorez natura suficient de profund, lucrurile fizice care par atât de sigure dispar. La nivel cuantic, particulele subatomice își încep și își încheie existența fulgerant, luând cu ele timp și spațiu preț de cea mai mică parte dintr-o milisecundă. Aici a naștere și gravitația. Ce anume o face să ia naștere? Aceasta este întrebarea corectă, deoarece acum ne aflăm la nivelul corpului cauzal și doar cauza inițială ne va arăta adevărul despre toate lucrurile. Este oare și corpul cauzal tot o experiență? Nu. Corpul cauzal este acela în care existența se pregătește să creeze experiențe. Mintea ta care analizează experiențele nu-și poate cuprinde propria creație, la fel ca un bebeluș ce nu-și poate aminti ce s-a întâmplat cu el înainte de a se naște. Totuși, în moment, din momentul ce faci parte din lumea creată, mintea este inseparabilă de modul în care funcționează creația. Cu alte cuvinte, creația cosmică are o componentă umană. Aceasta este o idee inovatoare, deoarece sfidează noțiunea acceptată că universul este separat și independent de noi. Ca să aducem lucrurile la un nivel personal, întreabăte: de ce ai corp? Este o masă independentă de celule, țesuturi și organe existente independent sau este o extensie a ta? Al doilea răspuns este mai logic. Un fenomen medical ciudat pe care îl trăiesc pacienții cu transplant de inimă ne oferă un indiciu. Unii pacienți au halucinații și chiar episoade psihotice temporare după operație. Un număr mult mai mic de pacienți relatează brusc amintiri care nu sunt ale lor, ceea ce susține posibilitatea că aceste amintiri au aparținut de fapt persoanei care a murit și și-a donat inima. Dacă inima ar fi doar un mușchi care pulsează, aceste fenomene nu ar trebui să existe. Este ca și cum pacientul a primit un transplant de creier. Răspunsul este că toate celulele, nu doar cele din creier, participă la procesul creativ din mintea, corp, din mintea corpului cuiva, încă de la naștere. De fapt, ai un corp ca să cunoști lumea și locul tău în ea. Dacă pierzi asta, pierzi experiența vieții. Cu toții știm asta instinctiv, privim ex existența prin prisma experienței personale. De exemplu, poți analiza un accident de mașină și îl poți explica din perspectiva componentelor autodistructive care au rămas împrăștiate la locul accidentului. Dar e nevoie de o prezență umană, un șofer, beat de pilde, sau cineva atent la telefon, nu la drum, ca să-ți spună ce a cauzat accidentul. Eliminarea elementului uman transformă un accident de mașină într-un eveniment fizic fără semnificație. Explicațiile fizice ne spun cum se, petrece, cum se petrec lucrurile. Experiența ne spune de ce. Pare că este o distinție retorică, dar distanța între cum și de ce e totul când vorbim de iubire, compasiune, intuiție, creativitate, devotament, inteligență și trezire spirituală. Cum este un eveniment fizic care poate fi localizat în creier și urmărit până la molecule, atomi și particule subatomice. Dar undeva pe parcurs, la fel ca la accidentul de mașină, experiența se pierde, fără îndoială că iubirea nu este reală până când nu o trăiești. La fel este valabil și pentru restul listei. Acum înțelegi de ce e ideea că realitatea este experiență pare simplă, însă conține implicit și un revers. În aceste cuvinte se află tot ceea ce este de preț în existența umană. 2. Lumea este magică. Tu ești magicianul. Este nevoie de efort ca să înțelegi realitatea. A durat mai mult de două milenii de când grecii antici am introdus conceptul de atom ca să putem ajunge până la cele mai subtile aspecte ale creației, ceea ce face ca acest parcurs să fie ironic, este că atomul a fost un concept imperfect. Prin definiție, atomul trebuia să fie cel mai mic lucru din creație, dar la nivel cuantic, lucrurile dispar, fiind înlocuite de vibrații. Este greu să consider planeta Pământ un zbârnăi de corzi ale unei chitar cosmice și, desigur, Detalii de, detaliile devin încă și mai complicate. Dar vibrațiile sunt atât de importante pentru fizica modernă încât chiar și dincolo de câmpul cuantic se crede că starea precreată este domeniul supercorzilor vibrante, chiar dacă nu există posibilitatea de a le vedea din moment ce supercorzile iau naștere înainte de timp și de spațiu. Odată ce îți dai seama cum interacționează vibrațiile între ele, între cosmosul își va dezvălui structura ascunsă. Asta ar părea rezolvarea problemei, dar n-ar fi nici măcar începutul. Vibrațiile sunt exemplu absolut de realitate complicată. Se întâmplă ceva magic cu vibrațiile. Se naște experiența. Experiența frumosului atunci când ne uităm la un tablou pictat de Rembrandt. Vedem un nou născut sau îl ascultăm pe Bach. Este produsul unui act magic, iar tu ești magician. Începi cu vibrațiile. Ca să intri în rolul de magician, trebuie mai întâi să aprofundezi vibrațiile. Indiferent de cum ești acum, de la fără speranță și deprimat până la vesel și optimist. Starea ta a început sub forma unei vibrații în câmpul cuantic. Cu cât vibrația este mai cosmică, cu atât are mai puțină legătură cu tine ca individ. Așadar, de unde a apărut dispoziția ta bună sau proastă? Întrebarea este abstractă, dar ne duce acolo unde s-a născut magia. Tot ceea ce vezi, auzi, atingi, guști sau miroși este vibrație, la fel ca și câmpul cuantic dar nu percep cele cinci simțuri ca vibrații. Ceea ce percepi sunt qualia, adică calitățile vieții care fac experiența posibilă. Luate ca atare, vibrațiile din câmpul cuantic nu au calități. Câmpul cuantic nu e fericit sau trist, nici nu are lumină, sunet, mirosuri sau alte calități. Ele iau naștere doar prin conștiință, de fapt, ele sunt esența inteligenței creative. După cum a declarat specialistul britanic în neurologie, Sir John Eccles. Vreau să realizați că nu există culori și sunete în lumea naturală. Nimic din acest gen, nimic de acest gen. Nu există texturi, tipare, frumusețe, miros. La prima vedere pare de necrezut. Ești ca un magician păcălit. De propriile trucuri. Acest specialist în neurologie explică mai departe de ce este nevoie să acceptăm magia ca fiind noastră. Iată ce spune el. Lumea exterioară este sintetizată în conștiința noastră. Toată lumea știe ghicitoarea. Dacă un copac din pădure cade când nu este nimeni în jur, scoate vreun sunet? Răspunsul este nu. Sunetul are nevoie de cineva să-l audă. Astfel, el nu există. Fotonii trebuie să ajungă la retină și să trimită impulsuri nervoase care să circule prin cortexul tău vizual, ca să poată face lumina vizibilă. Dar fotonii înșiși sunt invizibili. Rișii au fost primii care au făcut această descoperire revoluționară, așa cum se întâmplă adesea. Pentru ei, corpul cauzal nu este localizat în exterior, în timp și spațiu, deoarece corpul cauzal creează timpul și spațiul. Ești la lumină în fiecare secundă din zona întunecoasă dintre creație și precreație și aduci cu tine toate calitățile care dau înțeles vieții tale. Nu e de mirare că noi, toți, cădem în plasa unui teatru atot cuprinzător. Uluitor și magic, cunoscut sub numele de Maya în tradiția vedică. Cuvântul din limba sanscrită este tradus prin iluzie. Însă, distragere este o traducere mai bună. La început, fiecărui învățăcel în magie îi se spune că iluzia depinde de distragerea atenției publicului. Într-adevăr, cei mai mulți dintre noi preferăm să stăm în public și să fim uimiți de Doamna tăiată în două de cât să fim pe scenă. Știind că totul este un truc. Dar situația este invers cu aia. Numai dacă știi cum funcționează trucul, ajungi să cunoști secretul creației. Ultimii doi pași, percepția și interpretarea, sunt cei care creează magia sunetului, a văzului, a atingerii, a gustului și a mirosului. O anumită parte a spectrului vizibil este în mod magic transformată în roșu unui trandafir, de pildă, la care observatorul adaugă textura catifelată a trandafirului și parfumul său puternic. Motivul pentru care magia este un cuvânt potrivit pentru această transformare e că nu poți amesteca și potrivi vibra vibrațiile ca să îți iasă calități. Voi da un exemplu pentru a face situația mai clară. Un bebeluș ce plânge în camera alăturată nu este niciodată doar o alcătuire de vibrații care poartă energie și informație. Este un eveniment care așteaptă să fie interpretat. Este plânsul copilului un motiv de îngrijorare, un semn de boală sau de suferință? Este doar un moment trecător de proastă dispoziție a unui bebeluș care este foame și are nevoie de lapte? Aceste interpretări sunt relevante. Datele generate sunt irelevante. Rișii Vedici, pe de altă parte, au afirmat că vibrațiile conțin deja experiența. Această idee are implicație revoluționare. Semnificația unei experiențe este asociată cu vibrațiile care declanșează un lanț de evenimente. Întregul parcurs ce începe cu o vibrație slabă în câmpul cuantic te vizează la fiecare pas, deoarece scopul este să îți da, să -ți dea ție o experiență cu semnificație. Sistemul de referință format din amplitudinea undelor, stările energiei, poziția în timp și spațiu este necesar, însă n-are a face cu o experiență semnificativă, așa cum apăsarea pe clapele unui saxofon nu ne spune nimic în legătură cu o interpretare minunată de jazz sau deschiderea și închiderea coardelor vocale ale unui bebeluș. Tot așa nu poți cuantifica iubirea, frumosul, adevărul, creativitatea și creșterea interioară. Corpul pe care îl vezi în oglindă este partea, este partea din Maia ce te ține la suprafața vieții. Pentru un număr de magie, trucul este incredibil de convingător. Nimeni nu vede corpul ca pe o imagine artificială, ca într-un film. Dacă noi nu am creat magia, Maia ar fi o înșelătorie crudă. Odată ce îți accepți rolul de creator al magiei, Maia devine ce a fost întotdeauna un teatru pur. Trucurile sale țin de fapt doar de scenografie. Poți să fii un pic nostalgic după epoca în care erai în rolul de spectator. Este mult mai bine să te trezești. Și să descoperi infinitele posibilități create de faptul că ești conștient. Ai mult mai mult de câștigat decât tot ce ai pierdut vreodată, căci ceea ce pierzi te-a distras de la realitate. 3. Subiectul cunoscător este etern. Descoperirea unui mister tinde să scoate la iveală un altul, ceea ce este exact ce se întâmplă odată ce îți accepti rolul de magician. Când iei o decizie privată, care are loc doar în interior, cum schimbă asta lumea? Poți decide că ești o vedetă de muzică rock sau un antreprenor, dar nu înseamnă că ești și vedetă și antre sau antreprenor. Ce este atât de special în legătură cu această decizie? Doar nu ți-ai dat singur cheia magiei și nici n-ai primit-o de la cineva. Pentru clarificarea problemei, imaginează-te făcând o plimbare în parc, încăzindu-te la soare. Cine are această experiență? Tu, desigur, răspunsul este atât de simplu încât îl iei de gata. Dar există însă niște implicații ascunse care pot să scoate la iveală mai multe lucruri despre realitate. De-a lungul zilei ai parte de o mulțime de experiențe. Dacă nu e vorba de un moment memorabil, evenimentele de acum o jumătate de oră dispar pentru totdeauna. Numai că tu, subiectul cunoscător, rămâi același. Fiecare dintre subiectii cunoscători are abilitatea de a menține coerența realității. Astfel, ai fi un sclav al simțurilor, exact ca un bebeluș care își întoarce capul la orice sunet puternic și se uite lung la orice culoare intensă. Bebelușul n-a devenit încă subiect cunoscător. Subiectul cunoscător se poate pierde chiar și în viața normală adultă. Când ești distras, nu mai acorzi atenție, ești epuizat și te simți copleșit de anxietate. Starea ta de conștientizare s-a schimbat. Din pricina vulnerabilității noastre la suișurile și coborișurile vieții, nu vedem că trebuie să existe un subiect cunoscător etern și neschimbat. Există o afecțiune rară a creierului care face să se piardă în același timp vederea, auzul, atingerea, gustul și mirosul. Cu toate acestea, subiectul cunoscător știe că a suferit o pierdere totală a simțurilor. Somnul adânc fără vise la rândul său pare că poate să anuleze orice experiență, dar yoghinii avansați spun că rămân complet conștienți de sine în cel mai profund somn, de fapt ei susțin că este o experiență de pace supremă și beatitudine absolută. Martorul Rishi Vedici l-au numit martor pe subiectul cunoscător etern. Pentru ca martorul să fie real, are nevoie de experiență. E mai ușor când ai o experiență care îți captează atenția. Când te uiți la o fotografie făcută cu un telescop Hubble, care arată galaxii, câte fire de nisip sunt pe o plajă, poți să te minunezi atât de intens încât să nu te gândești și existi pur și simplu ca martor tăcut. Mai complicată este experiența naturii neschimbătoare a martorului. Dacă poți realiza asta, îți dai seama că în toată viața ta nu ai venit de nicăieri și nu te-ai dus nicăieri. Singurul motiv pentru care acest lucru sună mistic este incredibil sau incredibil este atenția ta instabilă. Atenția instabilă te face să uiți cine ești cu adevărat. Pisicile sunt fermecate de lasere. Dacă îndreți un laser spre podea, odată ce pisica îl vede, începe vânătoarea. Pisica va urmări laserul peste tot. Ar fi o greșeală să spunem pisică proastă, că oamenii își urmăresc fixațiile la fel de obsesiv. Următoarea plăcere pe care e posibil să o ai nu există încă. Este doar o posibilitate. Totuși, cine nu alergă după fantoma plăcerii? Dacă o obișnuiești să-ți faci griji, degeaba. Ți se spune că 99% dintre lucrurile pentru care îți faci griji nu se vor întâmpla niciodată. O minte care își face griji nu își pierde niciodată fixațiile. Când pui întrebarea cu care am deschis acest capitol, cine e, cine are experiența, răspunsul nu trebuie să fie o ființă umană. O celulă, un țesut, un organ, un sistem, întregul corp reprezintă niveluri de experiență complet diferite. Cu toate acestea, un subiect cunoscător, tăcut și neschimbat le unește pe toate. Asta duce la o concluzie. La fiecare nivel al naturii, conștiința privește prin lentilele martorului. Martorul este favorizat ori de câte ori. Simți mulțumire profundă. Trăiești satisfacția de a fi aici și acum. Ai doar câteva gânduri supărătoare. Nu te lași prada anxietății. Încetezi să-ți faci griji despre ceea ce s-ar putea întâmpla. Nu te gândești obsesiv la lucrurile care îți lipsesc. Apreciezi darurile pe care le ai acum. Te bucuri de calm interior și pace, inimație plină. Simți că aparții. Astfel de momente apar în viața tuturor, însă nu le observăm și nu le prețuim suficient. Când te duci la culcare seara sau dacă intri în comă, martorul nu își îndreaptă niciodată atenția în altă parte, iar corpul tău nu rămâne de izbeliște. Într-un fel sau altul, conștiința știe ce să facă chiar și atunci când atenția noastră rătăcește. Martorul etern este necesar la orice nivel al existenței, motiv pentru care este mult mai bine să fii permanent în contact cu el. Martorul nu este pasiv. Martorul este dinamic, cu posibilități care ajung la limita creației. Poți să întrezărești martorul observându-ți mintea chiar în această clipă. Prin urmare, martorul nu este o alegere, nu te poți descurca fără el, așa cum un film nu poate fără ecran. Dacă martorul ar fi pasiv, nu ar avea rost să te identifici cu el. Este mult mai interesant să te identifici cu egoul și cu drama acestuia. Dar dramele sunt renumite pentru caracterul lor imprevizibil și orice poveste poate avea o cotitură urâtă. Dacă trăiești de la nivelul poveștii tale, care este creată de minte, construiești pe nisipuri mișcătoare. Egoul își dă seama de asta la un nivel anumit și atunci se agață de poveste așa cum se agață o stea de mare, de o stâncă, ca să nu fie luată de val. Dar ceea ce funcționează pentru stelele de mare nu funcționează și pentru oameni. Odată ce înțelegi cum e cu martorul, îl vei observa mai des, iar atunci îți poți propune să fii în contact permanent cu el. Știi deja că tu ești subiectul cunoscător în privința celor cei simțuri. Pentru mulți oameni e de ajuns. Își ocupă timpul cu preocuparea pentru dorințele senzoriale, nu e vorba doar de dorința sexuală, ci doar ci de toate lucrurile pe care doresc să le vadă, să le audă, să atingă, să guste, să miroase. Nu sunt curioși să vadă cine este de fapt subiectul cunoscător sau de ce i-ar păsa cuiva de el. Situația poate fi inversată cu un exercițiu simplu. Stai liniștit și fă exercițiu după ce citești descrierea lui. După ce lași cartea din mână, observă gândurile care vin și pleacă. Nu contează dacă sunt importante sau nu. Orice gând funcționează la fel. Gândul ia naștere și dispare. Există un spațiu de liniște. Apoi apare următorul gând, după care dispare și el. După ce ai făcut această observație simplă, întoarce-te la carte oricât de surprinzător pare, motivul pentru, pentru care poți să gândești, nu apare în gândurile tale. Uite, privește următorul șir de litere. He, pare, da, pair piers. Secvența capătă înțeles numai dacă lași spațiu între litere. He paired a pair of peers. Tot așa e nevoie și de un spațiu de liniște între gânduri ca să poți să gândești. Acest spațiu nu este gol. Conține inteligență. De aceea poți face diferența între pair și peer. Felul în care ele sună nu îți arată, de fapt, nimic. În spațiul dintre gânduri este conținută toată cunoașterea. Nu ai un depozit uriaș de notițe pe care să le consulți. În acest exercițiu ai apelat la martor. La nivelul căruia există cunoașterea. Așadar, subiectul cunoscător este și posesorul cunoașterii. Fără să faci absolut nimic, ai acces la o varietate de cunoștințe care fac existența posibilă. De exemplu, știi că existi și că ești viu, știi unde ești, știi că tu ești tu și nu altcineva, știi ce înseamnă gândurile tale, știi cum să-ți concentrezi atenția, știi cum să nu mai fii atent, știi cum să alegi cuvintele pentru ceea ce vrei să spui. Știi unde există goluri în cunoașterea ta și știi cum să-ți pui mușchii în mișcare. Odată ce începi lista cunoașterii tăcute, poate fi extinsă aproape la infinit. Cunoașterea pasivă nu necesită energie, prin urmare, creierul care necesită energie pentru fiecare proces, oricât de mic ar fi, nu este căminul subiectului cunoscător sau al martorului. Subiectul cunoscător este propriul său cămin. Ajunge acasă la el în pauzele dintre gânduri. Se deschide acum o posibilitate tentantă. Dacă cunoașterea pasivă creează toate gândurile, poate că ea creează și toate experiențele. Din moment ce gândul nu este singura noastră experiență interioară. Știm cum e să visăm, să ne imaginăm, să ne minunăm, să avem emoții, senzații, să vedem imagini. Fără martor, niciunul dintre aceste lucruri nu ar fi posibil. Cu siguranță că există o pauză între oricare două experiențe, iar martorul este acasă la el în acel spațiu, iar cunoașterea interioară tăcută devine cel mai necesar lucru din lume.